Vă salut cu bucurie. A sosit timpul pentru încă un antrenament pentru minte. Să revedem întrebarea de data trecută. Veți fi așezați pe 20 de trepte, așa cum vedeți în desen, în așa fel încât fiecare poate să-i vadă doar pe cei care sunt în fața lui. Și din acel moment nimeni nu mai poate comunica cu ceilalți în niciun fel, nici prin cuvinte, nici prin gesturi, nici prin mișcări și nici n-are voie să se întoarcă ca să-i vadă pe cei din spate. Apoi vi se va pune pe cap fiecăruia, fără să o vedeți, câte o pălărie. Pălăriile pot fi roșii sau galbene sau verzi sau albastre, așa cum vedeți în desen. Și nimeni nu poate vedea ce culoare are pălăria pe care o poartă. Bineînțeles că distribuția culorilor pălăriilor va fi alta decât cea care apare în acest desen. După câteva minute, la un semnal sonor, trebuie să spuneți pe rând în ce ordine doriți ce culoare are pălăria pe care o purtați. Aveți voie să spuneți doar roșu sau galben sau verde sau albastru și o singură dată. Dacă cel puțin 19 persoane vor ști ce culoare are pălăria pe care o poartă, ați câștigat. Există vreo strategie care să poată garanta în această situație și respectând regulile impuse că cel puțin 19 din cei 20 vor ști ce culoare are pălăria pe care o poartă? Ei bine, da, există. Să vedem cum trebuie procedat. Evident că cel care trebuie să vorbească primul este cel care se găsește cel mai sus, pentru că în momentul inițial el are cea mai multă informație, el vede 19 pălării. Dar ce trebuie să spună el? Strategia folosită trebuie să realizeze următoarele. Cel de pe treapta cea mai de sus trebuie să dea o informație pe baza căreia cel de dinaintea lui să poată ști ce culoare are pălăria pe care o poartă. Apoi, culoarea pe care o spune a doua persoană și care trebuie să coincidă cu culoarea pălăriei pe care o poartă, trebuie să dea suficientă informație celui de-al treilea ca să poată ști și el ce culoare are pălăria pe care o poartă și așa mai departe. Dar cum se poate realiza acest lucru? V-am spus data trecută că această întrebare este o generalizare a întrebării pentru situația în care erau doar două culori. A fost întrebarea cu numărul 46 din această serie. Vă amintiți care a fost strategia în acel caz? Culorilor li s-a atribuit odată înțelesul 0 sau 1. De pildă, alb înseamnă 0, negru înseamnă 1. Apoi culorilor li s-a mai atribuit un înțeles. Alb înseamnă par, negru înseamnă impar. Și atunci cel mai de sus comunică prin culoarea pe care o spune, care s-ar putea să nu fie culoarea pălăriei pe care o poartă, dar n-are importanță, pentru că unul are voie să greșească. Dacă numărul total obținut prin adunarea numerelor asociate pălăriilor este par sau impar. Apoi al doilea care vorbește, cel care se găsește cu treaptă mai jos, poate să afle ce culoare are pălăria lui. Dacă, de pildă, primul care a vorbit a spus alb, adică a văzut un număr par, iar al doilea vede un număr impar, înseamnă că el poartă o pălărie de culoare neagră, pentru că negru înseamnă 1. Și când spune negru, el comunică din nou informație care va fi suficientă pentru următorul să știe ce culoare are pălăria pe care o poartă și așa mai departe. Dar cum se poate generaliza această strategie pentru cazul nostru în care avem mai multe culori? Să spui că un număr este par sau impar este, din punct de vedere matematic, echivalent cu a spune dacă restul împărțirii acelui număr la 2 este 0 sau 1. Dacă numărul este par, restul împărțirii la 2 este 0. Dacă este impar, restul împărțirii la 2 este 1. Și generalizarea pleacă de la faptul că nu ne interesează numărul total asociat pălăriilor, ci doar restul împărțirii acestui număr la numărul culorilor. Așa că, și în acest caz, putem atribui cât un număr fiecarei culori. De pildă, să atribuim 0 pentru roșu, 1 pentru galben, 2 pentru verde și 3 pentru albastru. Cel care vorbește primul, cel de pe treapta superioară, trebuie să adune numerele asociate celor 19 pălării pe care le vede și să le împartă la 4, nu la 2, pentru că de data asta avem 4 culori. Iar ceea ce trebuie să transmită mai departe
este restul împărțirii acestui număr la 4. Dacă restul este 0, spune roșu, dacă este 1, spune galben, dacă este 2, spune verde și dacă este 3, spune albastru. Să ne folosim de desenul pe care îl vedeți pentru a testa această strategie. Atribuim fiecarei culori numărul corespunzător. Persoana de pe ultima treaptă vede cele 19 pălării și dacă adună numerele corespunzătoare, obține 32. Și pentru că 32 se împarte exact la 4, este un multiplu de 4, spune roșu. Întâmplător este culoarea pălăriei pe care o poartă, dar știm bine că n-are importanță, putea să fie altă culoare decât cea a pălăriei pe care o poartă și tot nu era nicio problemă. Acum e rândul persoanei a doua, cea care se găsește cu o treaptă mai jos. Ea poate să calculeze acum ce culoare are pălăria pe care o poartă. Pentru că dacă adună numerele asociate celor 18 pălării pe care le vede, obține 31, așa cum vedeți în desen. Dar prima persoană care a vorbit nu putea vedea decât un număr mai mare sau egal cu 31, pentru că ea a văzut mai multe pălării cu una, așa că prima persoană, pentru că a spus roșu, înseamnă că a văzut primul multiplu de 4 după 31 și acesta este 32. Deci persoana a doua știe că prima persoană care a vorbit a văzut numărul 32. Dacă vă întrebați de unde știe persoana a doua că numărul asociat pălăriilor pe care l-a văzut prima persoană care a vorbit n-a fost mai mare de 32, de pildă 36, care este și el un multiplu de 4, atunci vă amintesc că numărul maxim asociat unei culori este 3. Deci n-avea cum să se ajungă la un multiplu de 4 mai mare de 32. Și pentru că persoana a doua vede că numărul asociat celor 18 pălării este 31 și știe că persoana care a vorbit prima a văzut 32, ea știe că poartă o pălărie care are culoarea asociată numărului 1, adică o pălărie de culoare galbenă. Să vedem raționamentul persoanei a treia. Ea vede 17 pălării și dacă adună numerele corespunzătoare, obține suma 28, așa cum vedeți în desen. Dar 28 se împarte exact la 4, ceea ce înseamnă că numărul corespunzător culorii pălăriei ei plus numărul corespunzător pălăriei persoanei care a vorbit anterior trebuie să dea suma 4 ca să se ajungă la un multiplu de 4. Și dacă persoana anterioară a spus galben, culoare care are numărul corespunzător 1, înseamnă că persoana a treia știe că trebuie să aibă culoarea asociată numărului 3, pentru că 3 plus 1 fac 4, deci are o pălărie albastră. Următoarea persoană vede suma corespunzătoare culorilor egală cu 26 și pentru că primul multiplu de 4 care urmează după 26 este 28, știe că poartă o pălărie care are numărul corespunzător culorii 2, pentru că 28 minus 2 este 26, deci poartă o pălărie verde. Vă las să repetați raționamentul dacă doriți pentru restul persoanelor și veți vedea că de fiecare dată este posibilă identificarea culorii pălăriei proprii. Am avut o mare surpriză când am primit răspunsul de la vechiul meu colaborator Dumitru Antonie, pentru că a reușit să elaboreze pe mai multe pagini altă rezolvare a problemei. Din câte îmi dau eu seama, una originală, n-am întâlnit-o nicăieri până acum, îl felicit în mod deosebit. Am primit de asemenea încă o rezolvare diferită de cea pe care v-am prezentat-o de la Cristian Rusu, îl felicit, și de asemenea Maniura Antonio a trimis o propunere de rezolvare pe care însă nu a aplicat-o situației pe care am prezentat-o, dar presupun că avea în minte rezolvarea corectă, așa că îl felicit și pe el. Iar acum întrebarea de azi. Întrebarea cu numărul 74 din această serie era legată de două vaporașe de divertisment care făceau curse regulate pe un râu. Și în această întrebare va fi vorba despre două vaporașe de divertisment care și în această întrebare fac curse regulate pe un râu, dar asta este singura legătură cu întrebarea 74 și v-am spus acest lucru pentru ca nu cumva cei care cunoașteți întrebarea 74
să credeți că există vreo legătură între cele două și să vă pierdeți vremea încercând să faceți o analogie. Întrebarea de azi este total diferită și găsirea răspunsului se bazează pe cu totul altceva. Avem deci și acum două vaporașe de divertisment, identice din toate punctele de vedere, cu excepția culorilor în care sunt vopsite. Unul este roșu și celălalt este albastru. Dar pentru întrebarea noastră important este că ele se deplasează cu aceeași viteză față de apă. Vaporașul albastru face curse, așa cum vedeți pe desen, între debarcaderele A și B, iar vaporașul roșu între debarcaderele C și D. Este foarte important să știm că distanța între debarcaderele A și B, măsurată de-a lungul râului, este egală cu distanța dintre debarcaderele C și D, măsurată tot de-a lungul râului. Altfel spus, cele două vaporașe au de parcurs aceeași distanță ca să ajungă de la un debarcader la altul. Ele au ora de plecare dimineața la 9, cel albastru din A și cel roșu din C. Ambele se deplasează până la celălalt debarcader, adică vaporașul albastru până la debarcaderul B, iar cel roșu până la debarcaderul D. Stau acolo o oră și se întorc. Cel roșu la debarcaderul C și cel albastru la debarcaderul A. Întrebarea este, care dintre următoarele afirmații este adevărată? A. Vaporașele sosesc deodată, la aceeași oră, la debarcaderele de la care au plecat. B. Vaporașul albastru sosește înaintea celui roșu. C. Vaporașul roșu sosește înaintea celui albastru. Atenție! Răspunsul nu are legătură cu forma liniilor punctate din desen. Singurul lucru care contează este că, așa cum v-am mai spus, distanțele dintre cele două debarcadere sunt egale, deci cele două linii punctate au aceeași lungime. Încă ceva, poate vă gândiți că nu v-am spus în ce sens curge apa râului, așa că vă mai dau o informație care s-ar putea să vă ajute sau, dimpotrivă, să vă încurce, nu știu. Nu v-am spus sensul de curgere al apei râului, pentru că n-are importanță, nu contează. Succes pe săptămâna viitoare!